Sănătate, prieteni! Suntem deja toamna, la mijlocul toamnei, octombrie, 9 octombrie. Ardeii au fost puși ceva mai târziu pentru că am avut problemă cu răsadul. Șoriceii ne-au mâncat semințele și a trebuit să le resemănăm. Dar a fost o binecuvântare că toamna târziu deja avem ardei frumos. Aici este un ardei solid, ureche de elefant, capia ureche de elefant. Extrem de sănătos și dulce, fiind crescut în regim biologic, grăsunei. Aici avem un alt ardei destul de încărcat, un tip de gogoșar cu peretele un pic mai înalt. Destul de frumos și acesta, roditor, destul de sănătos, ținând cont că suntem la munte, la 700 de metri altitudine, suntem foarte bucuroși. Gustul, nu vă mai zic, este extrem de dulce, suculent. Priviți grosimea peretelui și ce suculent este. Îmi pare rău că nu vă pot descrie gustul, sau vi-l pot descrie, dar nu puteți simți. Delicios! Este o experiență unică, crescut liniștit, fără să ajungă la maturitate prea repede sau forțat, doar cu gunoi de grași, îngreșa pământul. Mulțumim lui Dumnezeu! Sănătate, să auzim de bine! Scuze că vorbesc cu gura plină!